Un bătrân preluat de la adăpostul de noapte a primit o garsonieră cu chirie în blocul J22. Pentru că nu are posibilități materiale, el a fost înregistrat cu o chirie de doar 28 de lei pe lună. Cu toate acestea, omul nici nu s-a instalat bine, că a început să care în locuința sa obiecte găsite în tomberoanele din oraș. Încet, încet a umplut locuința cu gunoaie și casa scării cu gândaci. Locatarii au început să facă numeroase plângeri la Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ din subordinea primăriei municipiului Călăraș. Deși oamenii au grijă ca blocul lor să fie curat și bine întreținut, scara lor este invadată de gândaci. Ia uite. Ce fac, frate? Eu mai scap de ei. Ia uite-l. Ia uite-l. Hai de steaua mea. Și la asta o pintă. Ține-mi brițul. Nu știu să filmez pe cine. Ține-mi brițul. Cine și mie ești roșu? Mina. Fai de cap, mine. Eu mă îmbolnăvesc pe eu degeaba, ba, aprindem și mie ești roșu. Pe ușa veții și mie. Ia uite. În urma acestor sesizări, reprezentanții SPC TFL Călăraș s-au deplasat în urmă câteva zile la fața locului și au efectuat dezinsecție, deratizare și dezinfecție, crezând că astfel se va rezolva problema. Locuitorii spun că au copii și nu pot locui în asemenea condiții. Gândacii nu au dispărut însă. În urma dezinsecției, aceștia au început să iasă din garsoniera bătrânului pe casa scării. Locatarii au revenit cu alte sesizări și au făcut apel la angajații SPC TFL să intervină pentru a remedia situația. Avem problema dar cu locatarul ăsta, care, că blocul nostru e foarte curat în interior, la lume în casă. Dar dacă el se ocupă cu gunoaiele la toate temberoanele, aduce aici și în casă. Ne-a umplut de gândaci omul ăsta. Delatizarea face primăria tot timpul. Uite, acum iar vine cu delatizarea. Dezinsecția, desinfecția o face mereu. Nu se pune problema să nu se facă, să face. Când sunăm, se face. Când sunăm, se face. Dacă omul ăsta se ocupă cu, la 4 dimineața, 2 noapte pleacă de acasă, toate timberoanele, el le cară sus. Deci, voi au și pe scară să vedeți că are curățenie pe scară. Au venit cei de la primărie, secretara la primar, a făcut poze, le-a plăcut.
Asta e aici în blocul ăsta. Miercuri 9 iulie, angajații serviciului public s-au deplasat la blocul J22, însă bătrânul nu era acasă. Acesta doarme prin parcuri în timpul verii și trece pe la locuință cam o dată la 2 săptămâni. În aceste condiții a fost luată decizia de a se sparge ușa de la intrare. Ce au găsit în locuință este greu de imaginat. Gândacii colcăiau peste munții de gunoi și urină lăsată în bidoane. Locuința a fost curățată și s-a schimbat butucul de la intrare. Auzi, auzi gândaci, auzi. Auzi gândaci. Firma tine și pe noi, asta. Să ne bată, să facem. Mirosul dracu de... Am făcut dezinfecția aici, trebuie să mai fac. Sunt gândaci în prostie. Domnul de aici. Mm.